Și atunci, profitând din momentul acesta secularizării arvelilor mănăstirești, au practic ei doi boieri creștini au distrus mănăstirea aceasta. Nu puteau să scoată piatra de la altar. Și atunci oamenii, cutremurați fiind, a spus la boier: boierule, nu putem scoate piatra de acolo, ăsta este un semn de la Dumnezeu că am făcut ceva necugetat. Unde este altarul, piatra de la Sfântul Altar, care v-am spus că a încercat să o scoată atunci boierul în dorința de a nu mai găsi niciun semn că aici a fost o biserică, că a fost o mănăstire. Iată că Dumnezeu a rânduit să rămână această piatră a Sfântului Altar și oamenii știind lucrul acesta, timp de 100 de ani, de la 1864 până în 1969, veneau mereu la această piatră a Sfântului Altar, la Sfânta Masă, și făceau slujba cu preoții din împrejurimi, făceau slujba aici a hramului, la Duminica Mare. Dacă coboară acolo 9 ori. Nu filmați, nu. Uitați. Da. Acolo este ceahlăul. Acum, dacă ar coborâ 9 ori, un pic, acolo este vârful de la ceahlăul. Ceahlăul. Cu toaca. Cu toaca. Să văd aici toți munții, începând așa de la munții Stănișoare, Suceava, că aici avem așa o panoramă foarte frumoasă. Suceava, Neamțu, încoace Bacău, se vede Corina, unde este și la târgu, la Măgura, Ocnii, acolo. Corina, da, se vede foarte frumos de aici, aici. De asta am spus că ne-a părut nouă rău, cum i-a tăiat, că aveam o protecție aici din partea pădurii, dar se vede foarte frumos când este senin, când este... Senin se vede foarte frumos, de asta însă acolo ne mângâiem și noi văzând ceahlăul, vârful ceahlăului. Uite acolo, dacă sunteți atenți, se vede acolo, nouri sunt coborâți sub vârf, acolo este ceahlăul. Muntele ceahlăul. Și se văd așa toți munții, începând de aici, așa până încolo spre Bacău. În față, cum suntem noi acum, este... județul Neamț, ocolul silvic Neamț, în spatele nostru aici, la Sfântul Altar, este ocolul silvic Scânteia de Iași și din coace, partea dreaptă, este ocolul silvic Băcești de Vaslui. Deci cam în ceea ce privește ocoarele silvice,
suntem așa împrejurați, înconjurați de trei ocoare din trei județe. Biserica nouă aici, corpul acesta cu chilii și cu paraclisul. Paraclisul este în cinstea Maicii Domnului Prădromița, da, și Sfântul Paisie Aghioritu. Aici mai avem patru chilii în care locuim noi. Ceea ce știm noi aici, în mănăstirea aceasta, în cetatea Dăgâța, avem mărturie, adică avem icoane care a fost la Biserica Veche din 1694-1697. Biserica a fost, atunci când a fost secularizarea vilor mănăstirești, a fost demontată. Din porunca, cum știm noi, boierului Tăutu și cu Carp, care erau doi boieri în zona aceasta noastră, la Dăgâța, respectiv la Țibănești, și atunci, profitând din momentul acesta secularizărilor velilor mănăstirești, au, practic, ei doi boieri creștini au distrus mănăstirea aceasta. Au demontat biserica, care se spune că era din lemn, icoanele a dus în satul Jigoreni, comuna Țibănești, acolo se pot vedea icoane, se scrie acolo schitul cetate. Deci avem obiectii la 1694-1697 și atunci, când v-am spus la momentul acesta a secularizării, 1864, biserica fiind distrusă, călugării au fost izgoniți de aici, s-au dus la mănăstirea Malinești, la mănăstirea Rafaila, în alte părți. Este ceva de consemnat, așa oarecum mișcător, pentru că oamenii, atunci fiind aici să demonteze biserica, boierul a propus să scoată și piatra de la Sfânta Masă. Știind din tradiția locului, de aici la oamenii care s-au transmis lucrurile acestea din generație în generație, vrând să scoată și piatra de la Sfântul Altar a bisericii, fiind o pereche de boi, nu puteau să scoată piatra de la altar. Și atunci oamenii, cutremurați fiind, a spus la boier: boierule, nu putem scoate piatra de acolo, ăsta este un semn de la Dumnezeu că am făcut ceva necugetat. Și atunci boierul a spus: lăsați așa și plecați de acolo. Și pe atunci oamenii au rămas așa uimiți, pentru că iată boierul distrugând aici biserica, demontând-o, mutând-o, n-a putut să scoată și piatra de la Sfântul Altar. Și oamenii, știind lucrul acesta, timp de 100 de ani, de la 1864 până 1969, veneau mereu la această piatră a Sfântului Altar, la Sfânta Masă, și făceau slujba cu preoții din împrejurimi, făceau slujba aici a hramului, la Duminica Mare, din toate satele astea din prejur, fiind atunci mai puține biserici, veneau și făceau hramul de Duminica Mare aici sus la cetate, cum se spune. Și în anul 1969 s-a făcut o bisericuță mai mică să se păstreze locul unde a fost biserica. După 1990, când s-a dat drumul și a dat voie ca să vină călugări, s-a început aici mai timid așa, cu o viață călugărească. Și aici este Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, care s-a făcut pe locul fostei biserici, care v-am spus, care a fost demontată, dărâmată, unde este altarul, piatra de la Sfântul Altar, care v-am spus că a încercat să o scoată atunci boierul, în dorința de a nu mai găsi niciun semn că aici a fost o biserică, că a fost o mănăstire. Iată că Dumnezeu a rânduit să rămână această piatră a Sfântului Altar și s-a făcut așa mai cu modestie, după posibilitățile de atunci, această bisericuță, tot cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt, dar făcută din furci de lemn și pereții sunt bătuți cu lut, cu paie, cum se făceau casele odinioară. Da, și aici
E sigur că acum nu știm cât o să mai reziste, dacă ajută Dumnezeu să facem tot așa o bisericuță mai mică, să păstrăm acest loc care pentru noi însemnează foarte mult. Da, aici nu mai facem noi acum slujbă, fiind și foarte frig, dar facem acolo în Paraclisora nou, dar aici venim, mai facem aghiazmă, oamenii vin să închină și sunt așa și în această bisericuță, chiar dacă pare așa mai sărăcuță, mai simplă, un duh așa al înaintașilor noștri, un duh de rugăciune, un duh de liniște, de pace, așa cum au fost românii întotdeauna. Da. Se poate un pic de aici, cu imagini cu... Da. Da. Se poate vedea. La Sfântul Altar. Da. Aceasta este Sfânta Masă, este un pic mai înaltă. Aceasta este, da. E aici, îmi pare rău, mie, că n-am știut la început și pentru că era să mișca. Da. Așa, au fost nevoie să o tencuim, dar îmi pare rău pentru că se vedea chiar urmele dălților, cum era piatra atunci. Era cioplită, știți cum era scoasă din carieră, se vedea. Dar acum, atunci noi am tencuit, atunci la început, când a venit noi în 2013 și se mișca piatra, dar ceva se mai vede aici, cum în 1969 s-a pus această piatră. Dar piciorul, aici este vorba, acesta este piciorul de la Sfânta Masă, care n-a putut fi scos atunci, la 1864, de boierul Tăutu și cu carp. Da. Și iată că Sfânta Masă a rămas și aici a fost ca o chemare pentru oameni să fie iarăși aici un loc de rugăciune, să fie un loc de adunare a oamenilor, să își mângâie sufletul la Biserica lui Hristos. Aici avem din fostul cimitir care a fost, nu s-a mai păstrat decât această piatră, Sfânta Cruce. Și aici scrie, sub această criptă se odihnește robul Dumnezeu Visarion Diaconul, schimonah din Tansa, viețuitor aici, decedat la 1859. Și așa știm noi de la bătrânii care au fost aici în sat, acest călugăr învăța pe copii să citească slovă veche, pentru că știți că până acuza nu erau școli, nu se învăța și se învăța în biserică. Și acest călugăr era pentru ei un cei care le punea să învețe pe copii și să vorbească, să citească românește. Locul pustiit, când și când se făcea câte o slujbă, ne fie în biserică, s-au pierdut păcat celelalte cruci. Că dacă a fost de câteva sute de ani viețuirii monahală, iată că atunci, în perioada comunismului, a fost foarte greu și s-a pierdut și acele cruci. Dar această cruce a rămas și aici vin oamenii chiar aici din comuna Tansa și spun, ăsta a fost străbunicul meu, răstrăbunicul meu. Cei care învăța pe copii să citească, să învețe românește.